Piratul cel Teribil. Oroarea lui Draclia. Cereale dulci. Neața, capitane! Neață, snac! Snac, nu mi-a luat surpriza, nu? Nu. Ba da, dă un coaci! Știi că trebuie să las surprizele pentru mine, toate! Asta e surpriza? Nici o jucărie de baie fosforescentă? Pentru Dumnezeu, snac, îți dai seama ce e asta? Din păcate, da, capitane. Asta e harta despre faimoasa comoară secretă, Bagheta Aurie a contelui Draclia. Ce noroc! Asta e cea mai bună surpriză pe care am găsit-o vreodată! Contele Draclia nu e legendarul vampir din Bulgaria, care doarme într-un sicriu și se trezește doar după a sfințit ca să cătureiere zona rurală, căutând victime cărora să le sugă sângele, transformându-le în zombie. Păi așa se spune, snac! Acum, n-ai să spun nimic de genul... Snac, cap compas spre Bulgaria! Mi-era teamă că mi-ai spune asta, capitane. Să ducem în parcar, snac! Vreau să ajung la castelul ăla cât mai repede! Am înțeles, capitane. Aruncă ancora! Ai grijă de ea! Tocmai am spălat-o! Aș vrea să te răzgândești, capitane. Nu cred că e înțelept să furi comoara unui vampir. Mămica mi-a povestit despre contele Draclia că bea sângele celor vii. Snac, cum ți-am mai spus de 100 de ori, nu există vampiri! E doar o veche superstiție. În plus, care sunt șansele să găsești o hartă valoasă într-o cutie de cereale? Bagheta Aurie abia aștept să pună mâna pe ea! Trebuie să valoreze o avere! Dacă mergem, ne-ar putea mușca și să ne transforme în nemorți. Dacă ne mușcă un vampir, Snac, singura grijă a lui va fi unde să-și facă spălături la stomac! Populația Bulgariei, 740-617-588. Țepușe de lemn, luați-le de aici! Nu rămâneți în cimitir după miezul nopții fără una! Ciocanele nu sunt incluse! Pomană pentru morți! Pomană pentru morți! Usturoi! Luați usturoi de aici! O ghirlată de usturoi pe zițile vampirul la distanță! Oh, nemorții nu-i suportă mirosul! Usturoi, da! Vă prezentăm Dispar Vampirule! E rezolvarea modernă pentru o problemă străveche! Pulverizați cu el și vampirul dispare! Goniți, nemuriți! Dacă nu există vampir, de ce vând toate lucrurile astea? Nu știu! De ce sună oamenii la linia fierbinte pentru spiritism, snac? Îți spune de ce! Pentru că sunt fraieri! Linia fierbinte. Hihihihi, Boris, piratul ăla cum a mușcat momela, în curând va fi înstrânsoarea degetelor mele osoase. Cu poțiunea asta nouă, voi putea să-l țin în viață pe piratul ăla prost, să-mi servească de provizie nesfârșită de sânge. Dacă poți numi asta viață. E dificil să ademenești oamenii în castelul tău când toată lumea știe că ești vampir și vei suge și ultima picătură de sânge din trupurile lor și le vei arunca rămăcițele muritoare ca pe un ciorap murdar. Ah, ce bine, Martha Stewart! Astăzi vom învăța ce poți face cu ciorapii vechi aruncați prin castel. Ah, hanul local, snack! Ar trebui să putem găsi aici pe cineva să ne ghideze spre castel. Nevestoica turbată? Vampirii nu sunt bineveniți. Vezi, capitane, ți-am spus eu, vampiri. Prostii, doar alte superstiții prostești, snack. Bună ziua, domnilor, și bun venit la Nevăstoica Turbată. Vă pot aduce ceva de băut? Ah, era să uit. Nu sunteți vampiri, nu? Nu! Slavă Domnului! Asta nu înseamnă că nu mușc! Oh, te rog!
Pot să-ți aduc ceva? Kipeșule! Kipeș! Aș vrea un bar cu lapte de porc, te rog. Sigur că da. Cald, te rog. Eu aș vrea un șarlatan de tempo, te rog. Hei! Nu înțeleg efectul pe care l-ai tu asupra femeilor, Snack. Arăți ca ceva pescuit într-o fântână și miroși îngrozitor. Mămica numea asta magnetism animalic. Din întâmplare, chiar am fost pescuit într-o fântână. Nu sunteți de prin părțile astea, nu-i așa? Nu, nu suntem! Faptul că suntem îmbrăcați în sălge cartofi acoperiți cu excremente animale ți-a sugerat asta sau doar ai ghicit? A fost lipsa excrementelor de pe hainele voastre. Poate ar trebui să-l întrebăm dacă ne poate ghida spre castel, căpitane. Bine gândit, Snack! Scuzați-mă, domnule Armani, a? Nu știți cumva cum se ajunge la castelul Draclia, nu? Draclia! 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 Domnule, sunt proprietarul acestui local. Bun, poate ne ajutați să găsim un ghid spre castelul Draclia. Domnule, credeți-mă, nu vreți să mergeți acolo. Ba da! Nu salvați-vă, domnule. Părăsiți locul ăsta imediat. Cât mai puteți. Am să plec, dar doar după ce voi fura comoara din castel. Am nevoie doar de cineva să mă conducă prin pădurea întunecoasă și impenetrabilă. În numele cerului, domnule, în numele a tot ce e sfânt, părăsiți locul ăsta uitat de Dumnezeu și nu vă mai întoarceți niciodată aici. Poate ar trebui să-l ascultăm, capitane. Cât costă un ghid? 20 de monede de aur? Aur? Pentru Dumnezeu, domnule, aici vorbim despre sufletul dumneavoastră nemuritor. Nu vă duceți. Sufletul? Bine, 30 de monede. Nu e vorba de bani, domnule. Cine poate pune preț pe sufletul unui om? 40 de monede! Da, trezule în spate! Hai să ne întoarcem, capitane. Mi-e frică de vampiri. Slack trebuie să mergi o dată pentru totdeauna că nu există vampiri! Nu există! Acest conte Draclia probabil e doar un sihastru bătrân și bogat și bieții zătenii asupriți i-au creat această reputație proastă pentru că sunt leneși, speriați și needucați. Și superstițioși, domnule, nu uitați asta. Da, și superstițioși. Uite unde... E doar un lup, Snack, care urlă la lună. Ăla nu e lup, domnule. Sigur că e lup! Nu, e legendara bestie uriașă mâncătoare de oameni, cu trăiere zona rurală de secole. Pare a fi doar un alt basm, Snack. Posibil, domnule, posibil. Poate să pară așa pentru un străin prin părțile astea, dar legenda spune că în nopți asemănătoare cu asta, când e luna plină și e sus pe cerul ăsta fără stele, legendara bestie uriașă cu trăieră pădurile, căutând ceva de mâncare, ceva viu, ceva... omenesc. Povestea spune că acei nesăbuiți care se aventurează în pădure într-o asemenea noapte își vor găsi moartea când, din întunericul de cerneală, va ieși o pereche de labe păroase uriașe și... Da, și apoi ce se întâmplă? Nu e o poveste prea... Nu, fără suspans! Repede, știi cum se conduce o trăsură cu cai? Nu trebuie să faci asta niciodată. Foarte frumos, bolovanule! Uite cât de departe e castelul! Mie-mi convine. Ai făcut asta intenționat, nu-i așa? Nu, a fost un accident. E bine, știi ce trebuie să facem noi acum, nu? Să o luăm pe... Nu chiar! Oh, Snack! Oh, uriașule! Ce loc vesel! Hei, bate-n poartă! Ce mai aștepți? Haide, haide, haide! Salutare și bun venit la castelul Draclia!
de încălători rătăciți și obosiți care, da... Mă așteptam de mult. Serios? Intrați. Am să vă iau eu bagajele. Cred că n-o să-mi plac aici. Hai, Snack, nu mai rămâne în urmă! Așa, dacă vreți să semnați, vă rog. Nu uitați să treceți grupa sanguină. Urmați-mă în sala de mese. Cina se servește chiar acum. Revină, Snack! Nu atrage atenția! Imediat ce suntem singuri, vom începe să căutăm comoara! Dar el... E magie, capitane! Da, și e magic de delicios! Iată, uite! Sper că vă e foame! Murim de foame! Nu mâncați cu noi, domnule Draclia? Nu mănânc niciodată mâncare. E bine, poate un pahar din băutura asta? Nu beau niciodată băuturi. Serios, trebuie să mi se facă foarte sete. N-ai idee. Știți, cred că sunt pregătit de culcare. Snack, ne retragem? E delicios, capitane. Mă bucur că-ți place. E bine, domnule Draclia, nu vă culcați? Oh, nu, întotdeauna privesc noaptea de pe parapet. Am să mă retrag în curând. Bun, noapte bună! Somn ușor. Mai să fie, menajera cred că și-a luat liber un deceniu. Brrr, e frig aici. Am să închid fereastra, capitane. Ce zici de un foc, Snack? Ți-am luat-o înainte, capitane. Aici scrie că Lada Comori e în catacombe. Eu n-am văzut nicio cață, tu ai văzut, Snack? Cred că se referă la pivniță, capitane. Hei, ai grijă, Snack! Vai de mine, atât e ceasul. Chiar trebuie să plec. Oh, nu. Probabil era un liliac vampir. Încercați să se furișeze aici să ne bea sângele, capitane. Prostii! Hai să mergem după comoara! Comoara trebuie să fie acolo. Hai, uită-te în ala, Snack. Eu? De ce trebuie eu? Tu ești cel care nu crede în vampiri. Nu fi insolent, Snack. Deschide-ți griul. Dar mi-e frică. Ah, bine. Atunci hai să tragem la sorți. Hai, încă o dată. Ultima. Hârtia bate pistolul, nu-i așa, capitane? Nu, nu bate. Iată! Vezi? Ți-am spus eu că e vampir. Ce? Doar pentru că doarme într-un sicriu? Hai, ia-o! Nu mă pune să o apuc, capitane. Haide! Ai grijă să nu-l trezești! Mai să fie! E deosebită, nu-i așa, Snack? Pare să fie încuiată. N-ai cumva cheia de la chestia asta, nu? Țin comoara înapoi. Fugi! Yeah.
Vine! Vine! Cam asta a fost cu vampirul tău, nu, Snack? Ah, ce mă mălingă? Fierea să fie de cutia furisită. Cutie rea și murdară. Am nevoie de ceva ascuțit să forțez capacul, Snack. Nu cred că aia va funcționa, Snack. E puțin prea mare să intre în crăpătură. Dă-mi pumnalul tău. Am spus, dă-mi pumnalul tău. Nu te rog, lovește mai tare în cap cu un buștean enorm. Cel teribil, după cum ți-ai dat seama, chiar există vampiri. Da, am trecut de lecția asta și am trecut la următoarea. Ce vrei să faci cu mine acum? Ce ai făcut bitul lui Snack? Secundul tău e acum zombie sub controlul meu. Serul pe care l-are în seringa aia îți va permite să trăiești în veșnic. Oh, ce frumos! Ca permanentul meu donator de sânge. Asta nu-i prea frumos! Injectează-l, cretinule! Uite, Snack, mă gândeam să-ți ofer o vacanță plătită anul ăsta. Nu strica asta! Bine, Snack, îți dau 2 zile libere! 3! Bine! Nu va trebui să curezi toaleta, nu aveai timp de o săptămână! Ce? Ce faci? Întoarce-te! Supune-mi-te! Nu! Nu te apropie de ea! Au! Prostule! Ce-ai făcut? Soarele e de fapt o bilă uriașă de gaze incandescente. Nu! Nu! Poștașul! Aparat de bronzat. Loțiune de protecție solară. Mulțumesc, capitan, am crezut că sunt terminat. Și eu, adică am crezut că eu sunt terminat. Chiar pot avea o săptămână liberă de la curățatul toaletei? Da, oricât am putea regreta asta mai târziu. Acum înapoi la corabie cu comoara. Fii binecuvântat, capitane. În sfârșit. Ce, domnule? E o perie aurită de curățat toaleta. Doamne, în sfârșit! Am colecția completă acum. Tot l-a meritat, capitane. Atunci intră acolo și folosește-o cum trebuie. Dar, capitane, ai spus am o săptămână liberă. O săptămână? Îți dai seama că dacă nu curezi toaleta o săptămână, o să ne ucide pe amândoi? Și nu ieși până toaleta nu e curată luna. Dar, capitane, e un vampir aici. Doar nu te gândești că am să cred asta, nu? Nu, chiar, domnule, e un vampir, ajutor! Aaaa!